Salut, prieten, vreau să vă arăt aici pe un comisar șef, Nexculescu Gabriel. Ce faci, șpăgarule? Stați să vi-l arăt, să-l vedeți pe șpăgarul Nexculescu Gabriel, comisar șef. Cum e ca să cereți șpagă, domnule comisar șef? Cum e să pătați imaginea polițiștilor? Acum vă ascundeți imaginea? A? A? Borfașule, cum e ca să ceri șpagă? Nu vă e rușine, mă, că reprezentați o instituție a statului. În loc să arestați infractorii, ați devenit infractor. Cum este domnul Nexculescu, comisar șef? Ce vă ascundeți, a? Pentru că sunteți borfași? A? Ați reprezentat Ministerul de Interne, nu? Păi da, cere șpagă? Ia uziți, rușine să-ți fie, vezi? Rușine, mă! Nu vă e rușine, domnul comisar șef? Ia uzi, șeful Poliției Capitale pentru combaterea crimei economice. Cum de-aș ceru șpagă ca să rezolvați dosare, domnul Nexculescu, a? Spuneți-ne și nouă, a? Ceea ce încredere să mai avem. Luați aici bani, na, ia șpaga, a? Uite, vezi, bani. Numai bani, mă, vedeți toți, mă. Dar ca să respectați legea, nu vă interesează, mă, borfașilor. Cum e să vii din ofițer borfaș? Comisar șef, nu? Mai ai și pensie de comisar, mă, borfașule. Excrocilor, șpăgarilor, infractorilor. Nu? Ești un infractor, bă, borfașule. Comisar șef, mă, ai murdărit imaginea ministerului, mă, borfașule, mă, excrocule. Nu vă rușine, mă, borfașilor, a? Și voi, mă, sunteți, mă, borfași, mă, că ai o școală, mă, e superioară, mă, dar tot banii ăștia, mă, șpăgile astea, mă, borfașule, comisarul Nexculescu Gabriel, borfașule, șpăgarule, cereai șpăgi, nu? A? Cereai șpăgi, nu? Ca să rezolvi niște dosare, nu? A? Apărai borfașii, nu? Colegii tăi, nu? Borfașule! Recunoașteți, mă, fapta, mă, borfașule, mă, comisar șef, mă, de poliție, bă, murdăriți imaginea, mă, borfașilor, mă, excrocilor, mă. Furați tot, bă, borfașule, bă. Comisar șef, auzi, șeful combaterea crimei economice. Ceea ce exemplu dai tu, mă, la colegii tăi, mă, borfașule, mă, să facă și ei la fel, mă, borfașule. Acum o să iasă borfașul cu mașină. Săracul are mașină ieftină pentru că a fost prins când a cerut banii, nu? Borfașul ăsta. Deci, acum s-a judecat contestația depusă de către acest borfaș, prin care instanța, ca să zic, instanța a respins contestația lui și poate începe judecarea pentru faptele lui, că a cerut o mită de vreo 15.000 de euro de la o parte vătămată dintr-un dosar pe care el a început ca să îl instrumenteze în urmă cu vreo 10 ani. Adică acest borfaș timp de 10 ani nu a vrut să instrumenteze dosarul. Da? Haideți să îl vedeți pe borfașul. Borfașule, în pușcărie tot intri, bă, borfașule, bă, excrocule, șpăgarule, polițist, șpăgar, excroc. Revenim. Deci, acesta a fost prins când ar fi primit suma de vreo 25.000 de lei din acea sumă cerută, 15.000 de euro.
a rămas în pronunțare pentru contestația depusă de el la începerea judecății. Vom urmări să vedem ce decizie iau judecătorii curții de apel.